Bună seara, dragi telespectatori! Emisiunea Viața Gojului are astăzi o temă, să zicem, foarte importantă, dar poate pentru unii dintre dumneavoastră luată mai așa în glumă, prevenirea și stingerea incendiilor. PSI, toată lumea ce, domne, PSI, protecția muncii, fișe, birocrație. Invitatul meu de astăzi este domnul Sandu Isculescu, manager al unei firme de profil PSI, prevenirea și stingerea incendiilor, și l-am invitat, dragi telespectatori, tocmai ca să ne arate importanța prevenirii și stingerii incendiilor. Deși este o temă foarte importantă și o problemă mare, ne doare numai când ne întâlnim cu ea în viața de toate zilele. Domnule Sandu, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, cei care ne urmăresc și urmăresc acest post de televiziune. V-aș fi întrebat cum de v-a venit această idee pentru această emisiune, dar nu vă întreb, pentru că vreau să vă felicit pentru atitudinea pe care ați avut-o de vis-a-vis de cetățeanul de rând, care are absolut nevoie de această informație. Derularea acestui subiect este profund utilă tuturor oamenilor. Pe parcursul celor 20 de ani de activitate pe care i-am în domeniu, pe care i-am sărbătorit unde de mult în domeniu. Mulți înainte! Mulțumesc asemenea și dumneavoastră să se faceți cât de repede. Doamne ajută! Așa, am învățat multe. Iar această atitudine a dumneavoastră este o educație a cetățeanului, de care atâta nevoie are cetățeanul nostru de rând, nici nu vă închipuiți. Dar o să vedeți pe parcurs. De aceea vă felicit încă o dată pentru modul în care ați acționat și oferiți telespectatorilor și oamenilor noștri din Târgu Jiu și nu numai din Târgu Jiu aceste informații. Încercăm să facem formare și informare pentru cetățeni. Încercăm noi ca televiziune să fim... Să le oferim oamenilor acele informații de care au nevoie, acelea care sunt de genul a mai murit un om, a mai fost un viol, a mai fost un accident. Noi nu suntem promotorii unor astfel de subiecte, nu că le ignorăm pentru că nu s-ar întâmpla, dar încercăm să-i oferim omului ce are nevoie ca informație în primul rând, un pic de divertisment pentru care are nevoie să se sature, să scape de stres. Asta încercăm noi să facem ca televiziune. Suntem altfel decât televiziunile de știri, decât televiziunile care sunt de regulă în Gorj, în țară. Sunt puține care sunt de genul nostru și încercăm să oferim omului exact ce are nevoie la el în casă și la el în suflet. Deci prevenirea și stingerea incendiilor este un lucru foarte important. Nu l-am abordat ca subiect până acum și mă bucur că dumneavoastră, care, dragi telespectatori, domnul Isculescu este din Alinoasa de Gorj, dar are afacerea la Timișoara, da, și aici în Gorj la noi, după câte știu, dumnealui a fost total de acord să participe la această emisiune și mă bucur că ați acceptat invitația. Vă mulțumesc, ne aliem colegilor noștri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj ca să ne simtă aproape, că și noi suntem cei care facem muncă de prevenire prin această emisiune. Și pentru că spuneți despre munca de prevenire, există acea expresie că nu stingi cu un pahar de apă, nu stingi cu o mașină de pompieri. Cred că la prevenire se referă această expresie, nu? Se referă la toate. Doamna Aura, haideți să ne gândim ce înseamnă ca un acoperiș de casă, uscat, la o casă de câțiva zeci de ani, 30-40 de ani, începe de la o scânteie de la coș să ia foc masa lemnoasă din acel pod. Și cât de repede pleacă focul prin acel lemn uscat. Dacă noi suntem pe fază și atunci înhibăm, cum spune pompierul, înhibăm flacăra în acel moment, o limităm incendiul și nu se mai duce. Când focul a luat amploare, gândiți-vă ce mai stinge mașina de pompieri, mai stinge jarul. De aceea trebuie să fim instruiți în acest sens și să putem interveni atunci când trebuie și cu ce trebuie la fața locului, la momentul respectiv. Care ar fi mijloacele de prevenire a incendiilor? Mijloacele de prevenire, și de apărare mijloc, împotriva incendiilor. Un mijloc de prevenire a incendiilor este educația pe care dumneavoastră îl faceți acum.
Și împreună cu dumneavoastră. Repet, vă felicit pentru atitudine, pentru că faceți educație prin ceea ce facem noi. Acum facem educație cu oamenii. Să știți că am găsit oameni reticienți în teritoriu, am găsit oameni reticienți care ziceau, au fost pompierii, sunt verificate, sunt făcute stingătoare, dar nu știe ce comportă. Avem semnăturile, avem fișele. Alții ori scris ei pe ele, o prelungit mai departe, nu mai departe, la Timișoara am găsit verificat o dată anterioară, recent la o firmă mare, dar acel stingător nu a fost niciodată, nu a avut un fir de praf în el, avea 20 de ani de viață, nu a avut un fir de praf, nu avea rost, dar el funcționa, pentru că i-a dus avizul o persoană din incintă de acolo și era carosabil din ăla mare, care era important într-un incendiu de amploare. Deci se mai dau și avize așa pe ochi. Nu avize, nu mă refer la pompieri. Avizul de funcționare l-a dat o persoană responsabilă, care era însărcinată cu situația de prevenire a incendiilor din instituție. De asta spuneam că mulți tratează subiectul ăsta, adică nu ca subiect, ca problema unei societăți, a unei instituții. Dom'le, e stingătorul, e acolo în colț, l-am șters de praf, înseamnă că suntem în regulă. Și poate nu știu să-l folosească. Haideți să vă spun ceva hazliu. La Timișoara am un coleg, patronul unei firme mari, unui hotel de 4 stele și îmi spunea așa, știind că eu sunt, a fost coleg de facultate, știind că sunt gorjean, zice, băi, eu merg mai des în America, cum mergi tu în Oltenia? Și zice, acolo mă împiedicam de stingătoare pe scări în sus. Stingătorul dă siguranța cetățeanului. Un cetățean educat știe că se bazează pe el, este acolo, la caz de nevoie, este acolo. Când ai nevoie și nu ai pe ce pune mâna, abia atunci îți dai seama cât de important este să ai stingătorul la îndemână. Dar aș vrea să vă întreb și o să discutăm mult despre stingătoare, le avem și aici lângă noi. O să le descrieți dumneavoastră, să explicați exact ce reprezintă fiecare și ce înseamnă și cum se folosesc. Dar aș vrea să vă întreb, un om care îl vede, dar niciodată n-a fost instruit pe bune, cum se folosește un stingător? E de ajuns când vede un incendiu să apese pe acel mâner și să înceapă treaba? Nu. Cred că o să avem un punct separat de discuție pentru a separa stingătoarele pe niște grupe de stingătoare, să le spunem așa. Atunci, haideți să le descriem stingătoarele pe care le avem aici lângă noi. Să vă rog dumneavoastră să ni le prezentați, colegul nostru să le focalizeze și să ne explicați exact care sunt stingătoarele, avem aici 4 modele și ce reprezintă fiecare în parte. Păi hai să facem o referire în câteva cuvinte la foc. Focul pe care noi îl denumim focar. V-aș ruga să prima dată să descriem stingătoarele și apoi continuăm discuția. Stingătoarele le descriem acestea pe focar. Acestea pe care le avem. Da, de acord. Avem foc, focul sau focarele se împart în mai multe categorii. Un focar care lasă în urma arderii, cenușe. Ăla este un focar din clasa A. Pe stingător aici avem mai multe clase. Clasa A, clasa B, clasa C. Așa. Nu știu dacă poate fi focalizat aici sau aici. Clasa A sau clasa B. Aici avem 3 clase de incendiu. Clasa A, clasa B și clasa C. Clasa A de incendiu stinge materialele care, stingătorul din clasa A, stinge materialele care lasă cenușe. Dincolo avem silueta unei canistre. Este clasa B de incendiu. Deci focul care arde în urma arderii unor combustibili. Arată canistra cu trimitere la motorină, benzină și alte fluide care ard. Următoarea este clasa C, care sunt gazele combustibile, metanul, octanul și ce mai ardele. Și etanul. În funcție de materialul care arde, există diferite tipuri de stingătoare. Stingătoare, da. Așa. În felul acesta ne putem referi la, când avem un focar, noi ne uităm în jur, vedem stingătorul unde este și ne gândim pe ce punem mâna. Gândiți-vă că a luat foc un server, o cutie de siguranță, să zicem așa, de întrerupătoare, de curent electric. Curent electric. Dacă noi o să ne ducem acolo și luăm un stingător de ăsta cu etichetă galbenă, observați 3 tipuri de etichetă. Fondul galben, fondul albu și fondul negru. Da. Da? Fondul galben, vedeți, am mascat și să nu se vadă. Firma, nu așa, facem publicitate suntem, mascată, suntem clar. Preventiv, da? Da. Este ascunsă. Așa. Eticheta galbenă ne spune că este o spumă. Da? Spuma ce este? O emulsie apoasă, o suspensie în apă a unui material. Noi cu asta nu putem să dăm la curentul electric. Pentru că ne curentăm. Se transmite prin spumă așa. Curentul electric. Avem deci aici, e conducător de electricitate spuma. Avem aici eticheta cu fondul negru. Este vorba de stingătorul cu bioxid de carbon. Zăpadă carbonică, cum mi se mai spune,
Bioxid de carbon care nu întreține arderea. Bioxid de carbon sufocă. Și care nu, sufocă nici nu transmite energia. Dar gândiți-vă că avem noi în natură un foc, un focar care arde și noi dăm cu bioxid de carbon pe el. Nu să avem succes pentru că este aer în jur și nu avem cum. De aceea bioxid de carbon se folosește în spații închise, în cutii, în calculatoare, în, la curent electric, la motoare. El totodată și răcește. De aceea îi spune zăpadă carbonică, pentru că este cu absorție de căldură și înhibă focul și răcește. Deci, cu bioxid de carbon... Deci dacă avem, dacă a luat foc o instalație electrică într-o incintă închisă... Fără discuții. Mergem cu... Cu stângătorul cu etichetă neagră, deci cu bioxid de carbon. Bioxid de carbon. Putem să mergem carbonică. Și cel cu praf. Dar praful poate să, praful poate să strice componentele electronice și le supraîncălzește. De aceea este bine să evităm folosirea prafului și să mergem cu bioxid de carbon. Putem să mergem și cu astea. S-ar putea să, acolo sunt curenți de tensiuni mici, nu ar fi pericol de electrocutare, dar distruge tot de acolo. Și să stăm un pic la distanță, preventiv. Da, să stăm un pic normal de focar, este o altă discuție cum folosim stingătorul și cum ne apropiem de focar. Dar de aceea, repetăm, avem stingătorul cu etichetă galbenă, albă și neagră. Galbenă este spumă, albă. Albă e praf. Praful și neagră și este CO2. Neagră e zăpadă carbonică. Da. Am înțeles. Am avut întâmplare azi la Timișoara, ba chiar a pus-o sub formă de reclamație directoarea unui liceu. De acolo a luat foc saltele la subsol, nu pronunț liceu, a luat foc saltele la subsol și vine și dă cu bioxid de carbon pe ele, ăsta fiind în stare gazoasă, dar compresat este în formă lichidă, când iese afară face un jet puternic și antrenează după el o masă de aer. Și zice, stingătoarele astea n-a funcționat. La care se deplasează comandantul inspectoratul ISU de acolo, de la Timiș, se deplasează la vedere, face reconstituire și vede, păi cum să stingă ăsta când se antrenează aer, n-ați folosit stingătorul care trebuie. La masa de saltele care ardeau la subsol din cauza țigărilor, aprinse lăsate între saltele, trebuia ăsta cu spumă mecanică. Ce face spuma mecanică? Spuma mecanică se lipește de obiectul care arde, degajă un gaz care ajută la stingere și nu cade jos, nu se împrăște și udă, umectează materialul și limitează focarul, limitează focul. De aceea este bine ca oamenii să fie instruiți și toate instituțiile să ne invite la instructajul ăsta pe care să-l facem, un instructaj sumar, pentru că veți vedea dumneavoastră sunt mai multe elemente care concură la instructajul de prevenire și limitarea unui incendiu. N-am anunțat încă, dar este afișat pe burtiera emisiunii numărul de SMS 0766314582. Dacă aveți întrebări pentru invitatul meu legate de prevenirea și stingerea incendiilor, vă rog frumos prin SMS să ne apelați. Să continuăm, scuzați-mă. Vă rog. Bun. Deci, vreau să vă întreb, să zicem, suntem o firmă care, sau o instituție publică pe care avem nevoie să respectăm legea, dar să ne protejăm și angajații, instituția, clădirea și avem nevoie de stingătoare și apelăm la dumneavoastră ca firmă privată. Eu, de exemplu, nu știu exact fiecare stingător, da? De unde știu eu ce să vă cer sau ce îmi recomandați dumneavoastră în funcție de clădirea, de activitatea pe care o fac? Ce tip de stingător? Sau trebuie să am din fiecare câte unul? Trebuie să știe în acest de respectatorii. Sens, managerul societății respective trebuie să știe care la dispoziție o autorizație de funcționare. Ca să obțină autorizație de funcționare, acolo a avut nevoie de un scenariu de siguranță. Și în scenariul de siguranță sunt prevăzute și numărul de stingătoare și tipul de stingătoare destinate acestor, acestor spații, care se, normal, sunt calculate după anumite parametri, după anumite criterii. Iar noi, care iubim această muncă, suntem alături de clienții noștri și nu întotdeauna tot ceea ce facem se și plătește. Noi le dăm deci consultanța o dați oricum. Le dăm asta, la asta suntem vă alături de ei și pas la pas, 24 din 24, telefonul este deschis și suntem alături ca să le oferim ce au ei nevoie, să fim cât mai bine, să ne prezentăm cât mai bine în fața organelor de control. Deci, știu din planul de siguranță ce stingătoare, da? Apelează la firmele de specialitate, ca de exemplu la dumneavoastră, își dotează unitatea cu stingătoare, ce se întâmplă mai departe? Eu vin și vă spun, stingătorul acesta se pune la 1,40 m de la pardoseală, ca el să fie vizibil înălțime, la 1,40 m se amplasează, în cazul în care el nu poate să stea pe perete, va fi locul lui unde este de amplasament, va fi marcat de un indicator
cu silueta acestui stingător și noi știm că acolo este stingătorul. În cazul unui incendiu, acolo ne ducem și punem un apel. La distanță știm dacă este foc de la cabluri, luăm pe cel cu CO2. Dacă este foc de la altă categorie de asta, luăm ori pe cel cu pulbere, ori cu spumă, dacă avem cu spumă. De aceea este bine să vedem la distanță, să știm etichetele, să știm pe ce ne bazăm și ce facem. Mai am o întrebare. Cum se spune stingător sau extintor? Da, că este, se folosesc ambii termeni. Depinde. Dacă aveți neamuri sau bunici sau străbunici italieni, îi spuneți extintor, dacă nu... Nu. Da. Nu, dar am auzit ambele extintor variante și vreau să vă întreb... Da, așa suntem noi. Care e varianta corectă? Varianta corectă e stingător. Stingător. Da, românește. Stingător pentru că stăm în România. Da, corect. Ce înseamnă stingător? Dacă stăm să fim foarte exact. Stingător este un aparat de stins incendiu. Uitați-vă dumneavoastră și ăsta poate să fie un stingător. Paharul exact. De apă, stingem începutul de incendiu. Deci când vin pompierile, aveți stingător, da. Le nu, putem spune da, așa la pompieri? Noi, nu pentru, când vin în control? Nu pentru pompieri ne pregătim. Haideți să vă zic, plecăm în țară și nu avem la mașină stingător de incendiu. Pentru da. Că l-am folosit la nu știu cine. La ora. Primul magazin luăm o sticlă de Coca-Cola sau de apă. Nu faceți reclamă că vă trimitem la... Iertați-mă. Casirie. Na, da, asta nu mai este o firmă. Oh. Da. Da. Este o băutură, nu? Așa. Luăm o sticlă de apă carbogazoasă, care o agităm și dăm drumul la asta și dăm cu ea pe mașina acolo. Ăsta este stingătorul. Acum, ca stingătorul să fie intangibil, s-a procedat la aceste aparate mai sofisticate, mai detaliate, care să nu fie folosite decât în acest scop și să fie destinate prevenirii incendiilor, de aceea trebuie puse acolo unde trebuie, unde prevede legea și ele să fie folosite reîncărcate, o să venim și la discuția cu încărcarea lor și termenul de valabilitate al stingătorului și al pulberii și stingătorul este pus deoparte. De aceea, stingătorul este un aparat conceput de oameni de specialitate, avizat de instituțiile abilitatele statului, ca să funcționeze pentru acest scop. Vă rog să ne descrieți unul. Haideți să luăm pe cel de la mașină, dacă au același... Haideți să luăm pe cel de la mașină. Uitați-vă cât este de mic. Și să ni-l descrieți. Îl rupem și pe ăsta în două. Nu, 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 că ăsta este suportul. Să nu ne dați cu... Da. Ăsta ce? Este... Asta e cu praf. Să nu ne dați cu praf în direct. Nu dăm cu praf. Ăsta este suportul care se poate pune pe scaunul de mașină. Nu toate au... Dar am adus un stingător mai frumos, mai special. Da, da, da. Nu, că da, ne da, reprezintă. Deci ăsta este suportul. Da. El este făcut special ca să poată fi scos ușor stingătorul din suport. Da? Și folosit. Da. Suportul se prinde pe pedalier, jos, în dreapta, unde putem să-l scoatem mai ușor să intervenim cu el. Să fie la îndemâna șoferului. Da. Așa. Are o siguranță, un cui de siguranță aici pe deci care nu trebuie ținut în portbagaj. Depinde unde vreți. Puteți să-l țineți și acasă, în debara, dar... S-ar putea să ne trebuiască da, în mașină. Da, s-ar putea să vă trebuiască pe parcurs. Așa. Se rupe sigilul de aici, scoatem asta și îndreptăm jetul la baza flăcării. Spune o vorbă. Dar în cazul special al mașinii, în cazul mașinii, noi trebuie să tragem capota, o ridicăm foarte puțin, băgăm stingătorul sub capotă și acolo îi dăm drumul ca praful să-și facă. Dacă noi ridicăm capota sus, este alimentat motorul cu aer și flacăra își face crește. De cap, crește, da. De aceea este bine să deci știm se că ridică foarte puțin capota, puțin capota și băgăm sub ea cu... și dăm drumul la praf. Pulberea inundă motorul și îl înhibă. Oprim, bineînțeles, ăsta motorul imediat, da? Alimentarea cu curent, să zicem așa, dăm drumul la pulbere, după care lăsăm să se stingă un pic flacăra, după care ridicăm și scoatem bateria, borna la baterie. Pentru că s-ar putea ca scurcircuitul care a alimentat să fie undeva în portbagaj, pe sub mașină. Și mergeam în spatele unei mașini odată, într-un oraș, și am văzut cum de sub mașină se vedea o flacără așa atât de luminoasă și de puternică și ce era? Era un scurt care se făcea prin toba de șapament. Sârma cu care era toba de șapament legată la Dacie se înroșise de... Efectiv, era o flacără incandescentă noaptea. Arta frumos, dar nu vreau să spun ce s-a întâmplat. Nu era deloc plăcut. Da, ce s-a întâmplat mai departe. Bun. Deci, asta e stingătorul. Pe ce principiu funcționează un stingător? Pe ce principiu? Al unei pompe de... Se numește acest stingător, se numește P1. Așa. El conține P, înseamnă pulbere. Da. Înăuntru este băgat 1 kg de pulbere. Pulbere de ce? Pulbere de, știm noi ce, aia care, chimiștii știu de ce. Așa, da? Sunt mai multe pulberi avizate în România. Care aici, inhibă focul. Care asta inhibă e... focul, da, stinge. Are capacitatea de stinge. Pulbere e băgată înăuntru, un dispozitiv, o sondă care vine și o scoate afară, iar pulberea stă pe un pat de azot. Nu avem decât un gaz inert,
în cazul nostru este azotul, are niște calități că nu umectează praful și îl ține pe o suspensie continuă. Am apăsat pe el, nu se apasă, nu că avem piedică. Nu, îndreptați pe mine, mă sting eu singur. Care e piedica? Asta e piedica, asta e, uitați-o. Deci trebuie asta... scoasă piedica pentru asta a putea... Da, trebuie scoasă ca să apăsăm pe bumbul ăsta de aici. Așa. Să apăsăm pe butonul ăsta de aici. Am înțeles. Noi altfel nu putem apăsa pentru că avem piedica. De asta zic, accidental nu se poate declanșa, avem... dar se scoate piedica. Da, se scoate piedica. Se rupe siguranța asta de aici. Asta se rupe ușor, nu? Asta este ca să nu... Asta de aici se rupe. Dacă observați, aia aici de acolo este... se rupe. Da, sigiliul ăsta. Sigiliul ăsta de aici se rupe, se scoate afară și atunci nu ne mai împiedică ca să apăsăm. Și putem să scoatem piedica și atunci putem apăsa. Îl îndreptăm așa și îl băgăm sub capotă. Am înțeles. Da? Am înțeles. De aceea este bine ca să ușor ne fie... să nu lovim microfoanele. De aceea este bine să fie amplasat cât se poate la îndemână. Noi avem și o promoție. Luna aceasta, nu spun firma, luna aceasta le facem gratuit verificarea și încărcarea stingătoarelor de mașină. Da? Da, pentru că iubim ceea ce facem. Ne ducem și noi. Că e gratuit. Da. Deci ăsta este stingătorul de mașină pe care... De mașină, de autoturism. Pentru că dacă mașina este mai mare, avem de a face cu microbuz, firmele de transport, se pot orienta către microbuzele, se pot orienta către acest stingător pe care îl aducem în cadru. Iată pentru microbuz, ce trebuie să avem acolo lângă șofer. Așa? Și dacă... Dar de ce? Pentru că e motorul mai mare pentru de microbuz? Pentru că microbuzul este mai mare decât turismul nostru. Dar numai la motor sau în tot microbuzul tot se microbuzul, poate tot microbuzul. Acționa. Că de la motor se extinde și la părțile combustibile, de la scaune, la mușamala. Asta clar că se extinde, dar se face stingerea nu numai la motor, ci și în tot microbuzul dar cu acest stingător. Da, bineînțeles. Cu praf. Da. Așa. Întrebare. Este toxic pentru organism? Nu, nu. Ele comportă și niște avize din partea mediului, din partea sănătății, deci nu pune în pericol viața, sănătatea. Dar oricum nu e indicat să stăm acolo în zona cu praf. Dacă accidental ne-a sărit în ochi pulbere sau ceva agent de stingere, plătim cu apă multă ca pe un corp solid care ne-a intrat în ochi și ne spălăm de praf, da? Dar în niciun caz nu este atacă... nici puternic alcalin, nici acid, nici nimic ca să atace corneea sau să pe fie... Pe etichetă aș vrea să ne descrieți exact cum interpretăm eticheta. Cum o citim, ce înțelegem de acolo. Într-o să parte, nu loviți microfonul. Da, într-o parte aici, nu știu dacă se vede, dacă puteți să focalizați aceste... Sau să luăm altul mai... E foarte Haideți bine. Haideți să discutăm pe asta, că este poza mai mare și discutăm eticheta aceasta. Da. Puteți să focalizați aici? Da, da, da. O să arate colegul meu imediat. Așa. Lângă poză, lângă siluetă, nici nu trebuie să știi românește, englezul care vine la noi în țară, că el vede poza și spune, trage cuiul de siguranță. Ia furtunul în mână și îndreaptă la baza, îndreaptă jetul la baza. Da, haideți să luăm totuși un stingător aici, în cadrul general. Da. Că sunt ceva probleme tehnice. Mă scuzați că vă... Nu este nicio problemă. Așa, haideți să-l vedem. Bun. Noi avem niște... Așa, vedem că în poza de sus, prima dată se spune stingător cu spumă aeromecanică tip SM6. SM, spumă mecanică, 6 kg de spumă, da? Avem de a face cu un stingător. Poate să fie SM6, poate să fie SM9, SM50, depinde câte kilograme de masă de stingere avem înăuntru. Asta înseamnă acel SM, asta, e masa de stingere. SM-ul ce este? Cantitatea dacă din... e pe e pulbere, dacă este SM, este spumă. Spumă. Așa, 6 este masa de stingere în kilograme sau în litri. Așa. Mai jos spune ce trebuie să facem în caz de incendiu, să tragem siguranța, așa aceea cum a spus. Ca și așa la cum a spus acolo. Îndreptăm jetul la baza sau furtunul la baza flăcării, deci nu stingem flacăra de la vârf spre coadă. Deși ea acolo pare mai puternică. Bătem la origine, acolo unde s-a născut flacăra, acolo încercăm să înhibăm. Da. După aceea, urmează mai jos, din nou, așa. Mă opresc acum la cele două clase, nu vă coborăți jos așa, un pic mai sus, așa, vedem acolo A și B. Uitați-vă că la clasa A de incendiu, aici, vedem cauciucuri și lemne, ca să știm ce înseamnă. Noi cu acest stingător stingem foc rezultat din clasa A de incendiu, adică materialele care lasă cenușe, spuneam noi. Aha, da? Cauciucuri, lemne. Din cu aceea că eram tentat să credem că cine știe ce o fi acolo, lemnele și cauciucul ăla. Da, e o clasă de incendiu la care putem să folosim hârtia, textilele și altele. Următoarea clasă de incendiu este clasa B. Combustibil. Combustibil, da. Că
că rezervoare de combustibil, deci, la canistră, exact. Deci, toate... asta e acea canistră așa. Acolo, mai departe, combustibil... Mai departe, la gaze nu îl putem folosi. Nu se folosește la clasa C, la clasa D. Clasa D fiind metalele, nu se folosește. La E, la curent, nu se folosește. Deci, doar două clase de incendiu le putem folosi acest stingător, la două clase de incendiu. Ăsta fiind stingătorul cu spumă, spumă mecanică. Mecanică. Da. Deci combustibil lichid și combustibil solid. La ăștia putem folosi. La curent și la celelalte nu putem folosi. Și la gaze. Așa. Mai jos ar trebui deci să fie... Deci când vedem stingătorul cu galben, așa, ăsta nu da. E decât pentru... Hai să vedem, să comentăm și treaba asta aici. Avem... Da. Garanția. Garanția. Garanția se referă la garanția totală a stingătorului, nu numai la garanția recipientului. Vedem adesea pe stingătoare garanție 5 ani. Se referă la recipient, pentru că în România deocamdată nu sunt avizate decât pulberi, decât 2 ani de zile în sac și 1 an de zile în stingător. Deci acele stingătoare care spune, da, care spune de la sine putere, garantează ei cu propria lor conștiință că are 5 ani pulberea lor și le dă. Așa. Deci noi știm că a fost încărcat în luna, în anul 2014, în luna a 6-a, după cum vedeți, este capsat. Adică luna asta. Da. Da. Și expiră anul viitor în 2015. Dacă tot se, luna a 6-a, adică peste luna a 6-a, 12 luni. Maximum. Dar întrebare, bulinuțele alea cine le pune? Firmele autorizate. Dumneavoastră, de exemplu? Absolut. Bun. Da. Dar nu se pot lua și dezlipi și pune în altă parte, că la noi în România se cine... poartă da. Chestiile astea pe produsele alimentare chiar, adică da. Se schimbă eticheta și se facă, devine... Dar cine vrea, răspunde. Dacă îl prinde. Da, dacă îl prindem. Dacă îl prindem. Dar să ferească Dumnezeu. Vă reamintesc că la pagube materiale însemnate și la pierdere de vieți omenești, intervine procuratura, care este mai greu de dus de nas decât, să zicem, alt inspector. Am înțeles. Dacă ne jucăm cu procuratura sau cu procurorul, cu legea, poate să joace cine vrea. Da, corect. Da? De aceea este bine să verificăm eticheta stingătorului. Ne facem datoria. Am văzut stingătoare în teritoriu cu markerul însemnat acolo, în loc să fie capsat, este pus cu markerul. De ce? Ca anul viitor o ștergem cu... Cum adică ați spus dumneavoastră capsat? Ce înseamnă? Adică care este procedură? Decupat, ca la biletul de tren. Cum făcea nașul. Aici se vede... Deci nu se poate pune o bulinuță roșie, ci se decupează din etichetă. Da, se decupează... Iar roșul ăla e, de fapt, fundalul de la... Da, de la stingător. Se decupează din etichetă, exact, pentru a nu face cu markerul, ca să-l ștergem cu acetonă și anul viitor să-i mai dăm noi acasă mai dăm un an de valabilitate. Da, un an de garanție. Da. Am înțeles. Bun. Păi, haideți să mergem, de exemplu, la... Știu eu, instruirea oamenilor, cum trebuie făcută, cine o face, ne-ați spus, dar... Cum să ne comportăm în caz de incendiu? Da. Păi hai să luăm un scenariu, să facem un scenariu mic așa. Să presupunem că într-o instituție se anunță un incendiu, da? Da. Deci știi că se anunță un incendiu. Când deja se strigă incendiu sau foc, lumea intră în panică. Da. Ce facem? Noi, fiind instruiți dinainte, știm locul unde trebuie să ne adunăm afară, locul de adunare pe platou. Nu plecăm care unde ne taie capul sau să fugim acasă sau la spital sau în altă parte. Noi ne adunăm pe platou și verificăm vecinătățile. Eu știu că sunt coleg cu dumneavoastră și cu celălalt coleg. Dacă vedem că cineva dintre noi lipsește, atunci oamenii care sunt instruiți dinainte își ia masca de gaze pe față, iau un stingător în mână și intră după el înăuntru să-l scoată de acolo, la biroul la care a fost, l-am lăsat și acolo unde trebuia să fie, sau a rămas la WC-ul sau în garderobă. De aceea este bine să știm cine intră, care este echipa care acționează în cazul unei situații de urgență, intrăm după el, s-ar putea să fi leșinat. O femeie s-ar putea să gazele din rezultatul în urma arderii să-l fi adus în stare de leșină o persoană. Da? De aceea trebuie să știe cine fuge după el acolo. Să nu disperăm și să intrăm, să-l scoatem afară, scoatem victima, că victima poate să fie persoană dragă nouă și care da. Să nu-l trădăm în caz de greutate. Am înțeles. Bun, da, acele planuri de evacuare sunt în continuare. Nu vă erau numai imediat. Pe timpul lui Ceaușescu. Haideți să pentru vedem că întâi trebuie să știi pe unde ești. Da. Nu și poate sunt oameni, hai că noi poate știm care suntem din firmă, din instituție, dar sunt oameni care sunt acolo întâmplători sau au venit cu o treabă. Planurile de evacuare, mai bine spus, sunt pentru pompieri. Pompierul când vine să stingă, el trebuie să vadă, aici am magazie
de depozite. Aici am servere de curent electric, să nu bage apă pe servere sau pe aparatură. Aici am, știu eu, birouri, cantină, WC-uri și așa mai departe. Dar e la fel de obligatoriu ca și pe vremuri, nu? Mai planul mult decât, de evacuare. Mai mult decât obligatoriu. Considerăm că a crescut conștiința omului. Dar ce vreau să vă spun? În caz de incendiu, noi trebuie să ne grupăm câte 4-5 sau ne grupăm toți care trebuie să ieșim, să trecem, să presupunem că la ușă avem o barieră de... Doamne ferește! De foc. De foc, prin care trebuie să trecem. Da. Dar să știți că dacă ne ia foc, haine, trebuie să ne înveni cu o pătră, să înhibăm focul, flacăra să fie substituită prin înhibare, prin reducerea oxigenului. Dar, dacă nu avem pătră, nu avem alte haine, alte țoale, trebuie să luăm stingătorul de unde știm, de pe coridor. De aia e bine pe căile de evacuare să avem stingătoare la îndemână, luăm stingătorul și dacă la cineva i-a ars haina, repede acționăm cu stingătorul pe el ca să nu se împrăște și să nu facă ravagii flacăra. Focul este foarte periculos pentru piele. Da, dacă pielea a fost deja afectată, mai dăm cu stingătorul? Dacă pielea a fost afectată, dăm pe haine să se stingă. Dacă au fost arse... Scuze, dacă hainele au fost deja arse, Doamne ferește, eu am văzut om care a ars și care au ars hainele de pe el, de rămăsese, dăm, curgeau mai comportă cârpele jar, de pe el. Mai comportă jar și dăm cu stingătorul în continuare până nu mai iasă fum și până sufocă flacăra. Nu-i face, da, nu-i face nimic stingătorul. Nu-i face nimic. În incinte, de exemplu, să zicem, am văzut un caz, eu vă dau un exemplu. Da. E un caz perfect real. Da. Cel care a fost s-a autoincendiat, se chema Tomoială pentru că a murit după această autoincendiere. Sunt mulți de ani de atunci, era o modă autoincendierea, dacă vă amintiți, erau disponibilizații din Valea Jiului, acum vreo 10-15 ani. Da. Și cum ziceau că intră în greva foamei și își dădeau foc. Unul își dădea foc, nu toți odată. Și nu vreau să fiu răutăcioasă, dar ei singuri mi-au povestit că cel care își dădea foc primea bani de la ceilalți. Adică era un fel de puterea exemplului. Iată ce ne facem noi dacă nu ne luați în seamă voi puterea. Dar nu asta vroiam să vă aduc în vedere, ci faptul că era o modă autoincendierea atunci, în perioada aia. Un cetățean, acest Tomoială din, avea casă în Târgu Jiu, din Săcerul, dar avea casă în Târgu Jiu și s-a câștigat un proces, el nu avea autorizație și a venit primăria să-i demoleze o clădire. S-a câștigat procesul, sau mă rog, n-a câștigat, dar era la CEDO dosarul, trebuia luate măsuri. Nu mă bag în partea asta juridică, a venit utilajul să-i dărâme acea construcție, care era un magazin, nu era casa de locuit, casa de locuit era în spate, și eram acolo, m-a marcat mult timp în urmă acest eveniment, primăria ne anunțase, domnule, uite, trebuie să facem o evacuare, trebuie să facem o demolare, că este construit fără autorizație, și reclamat de vecini, judecată, nu știu ce, omul ăsta a pus mâna pe brichetă, a luat sticla cu benzină și a turnat-o în cap. Și era o căldură afară, de a început imediat vaporii să se vedeau vaporii de benzină. Știți că pare așa ca o flacără deasupra focului. Și în momentul în care a prins bricheta, focul a plecat pe el deja, pentru că da. el cred că n-a avut intenția să pună, da, știți? Da. Iar cei care se autoincendiau, ce făceau? Amestecau benzină cu apă, da. Își luau o salopetă, cei din Valea Jiului. Își luau o salopetă groasă și își dădeau foc în zona aceea cu salopeta, care lua foc un pic, pe urmă toți săreau cu păturile pe ei. Era un scenariu care da. Așa îl făcea. Nu vreau să fiu, dragi telespectatori, răutăcioasă, dar din gura lor știu asta, că așa procedau. Deci ei aveau o măsură de prevenire pregătită. Da. Acest om și-a dat foc. Nu exista, nimeni nu s-a gândit poate la chestia asta, pentru că nu exista acolo nici salvare, nici pompier, nici pătură măcar, și au început să curgă de pe el hainele arse. A venit salvarea. Până la urmă, după zile, pentru că trebuie spus că o suprafață mare de piele arsă se ajunge la moarte, cât la sută, că asta sigur știți, peste păi, cât la sută. Trei sferturi din de la trei sferturi la sută mori. Da, e 100% moarte.
Chiar dacă nu mori atunci. Respirația se produce, cea mai mare parte respirației se produce prin piele. Iar infecția pielii... Păi dacă pielea nu mai respiră, atunci organele celelalte, plămânii nu sunt suficienți pentru a face procesul de respirație. Exact. De a aduce oxigenul. Toxinele se elimină prin piele sub formă de transpirație sau sub formă de... sub orice altă formă. De aceea pielea, dacă devine, nu mai are funcția, epiderma, dacă nu mai are funcția de respirație, blochează căile de... Asta se hibă și căile renale, nici glandele renale nu mai funcționează și atunci tot organismul este condus către moarte. Bun. Nu, a venit salvarea foarte repede, a venit până la urmă și ei au găsit totuși o pătură și au pus-o pe el. Întrebare. În caz de autoincendiere sau, Doamne ferește, un om în flăcări, ce facem cu el? În momentul ăla, luăm stingătorul, luăm pătura, ce e mai indicat? Doamna Aura, deci v-am felicitat la începutul emisiunii pentru rolul dumneavoastră instructiv, educativ, pe care îl aveți în acest moment pentru media și pentru populație. Eu, să fiu și rătătășos ca dumneavoastră acum, i-aș da premiul dinainte. Care se incendiază, îi mai dau și un premiu. Ia altată și fă-l. Dacă vrei, vii și cumperi stingătoare de la mine și te stingi acasă. Dar dacă atâta îți duce conștiința... Nu, românul e predispus, v-am spus eu dumneavoastră ce întâlnesc în teritoriu, e predispus la toate tehnicile mârșave, mai ales gorjenii noștri. Își dau foc unii la alții? Nu numai că își dau foc, dar, domne, ce e în stare să facă cu stingătoare? Am stingător, am asta, sunt făcute, sunt nu știu ce. Pe cine păcălim? Păcălești pe inspectorul de la ISU care vine să aibă grijă de tine? Dacă vine focul de la vecinătăți, tu ești foarte preventiv la tine, nu arde nimic, dar vine focul de la vecinătăți și nu-ți aperi proprietatea, nu-ți aperi actele, nu-ți aperi până vin pompierii să vine focul pentru că a luat foc la vecin sau că vine focul că ți-a dat foc vecinul, că sunt și cazuri de astea. Sau se propagă pe alte părți sau, eu știu, trece în proprietate în alta. De aceea este bine să lucrăm la conștiința omului. Știți cât de departe suntem? Eu adesea merg în lumea civilizată, în vest. Ba chiar reprezint fiii gorjului la Timișoara. Și partea culturală și chiar suntem invitați la Heidelberg, la o ceremonie acolo unde funcționează o societate foarte mare de români. Știți că acolo Alexandru Ioan Cuza și-a dat ultimele clipe din viață, iar la statuia lui care a fost amplasată la 20 de metri de locul unde a murit, ține un moment festiv în fiecare an. Și de data aceasta noi am fost invitați de către domnul Iosif Herlo să participăm acolo. Vreau să zic că văd altă lume, văd altă gândire, altă mentalitate și n-aș vrea să vorbesc acum despre civilizația de acolo, dar vreau să spun că mi-e dor și aș dori ca și noi, prin tot ceea ce întreprindem, să mai contribuim un pic la deșteptarea națiunii, că serios ne-am întors în timpul anilor de dinainte. Nu știu, pe timpul lui Ceaușescu parcă mai era un pic de educație, mai știam o poezie, mai învățam, mai citeam o carte. Acum, decât business și business, vânzare, luar de la unul, da la altul și dacă putem să-i păcălim, să rupem tot la păcăleală. Bine, la noi în România, nu știu să zic, înainte se făcea promovare că nu se putea critica pe timpul lui Ceaușescu. Acum se critică, acerb, mai ales în presă. N-am nimic împotriva să criticăm. Și eu critic. Când am ce critica, critic. Și când critic, așa. Dar poate că și noi presa, și vorbesc acum la modul generic, poate că și noi presa avem o vină pentru faptul că nu facem această educație a cetățeanului, conștientizare, promovare. De ce? Pentru că asta e lucrul mai greu de făcut. E mai simplu să te sune poliția și zice, avem accident, aha, bine, hai că vin. Și mă duc și filmez, eu am lucrat și la alte televiziuni, și la stat, și la privat, și la știri. E, la știri e simplu, te duci, e simplu. E simplu dacă genul ăla de știri trebuie să le faci. Da. Pentru că am făcut ceea ce mi s-a cerut acolo. Da. Bun. Alo, avem incendiu. Mă duc. Și ăsta e un mod de prevenire arătând ce se întâmplă la alții. Într-adevăr. Da, da. Fără să insistăm asupra părților șocante și încercând să facem prevenire prin avertizări de genul ăsta. Dar că e accident, că se ceartă pipițele, că se întâmplă tot felul de lucruri rele și politica, nu mai vorbim cât se face tapaj pe politică. Poate că presa ar trebui să aloce mai mult timp prevenirii, promovării, educării, formării. Eu cred că
de la vârf, de la CNA, ar trebui impus ca o parte din televiziune, din media, nu numai televiziunea, o parte din media să aibă rolul instructiv educativ, să fie ei înșiși instruiți despre anumite sectoare, despre cultură, despre viața culturală, despre viața socială, despre multe lucruri de genul ăsta, chiar și din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor sau situațiilor de incendiu, vreau de să urgență. Vreau să vă spun că CNA-ul prevede asta. Dar trebuie să-și oblige. Asta ar fi ideea. Să-i și oblige pe cei care se apleacă prea mult asupra unor subiecte mai puțin importante pentru viața și cetățeanului sau pentru, știu eu, dacă promovăm zona turistică a Gorjului, sigur putem să creștem. Dacă în toată zona aia turistică a căzut o piatră, cum s-a întâmplat la Polovragi, în capul unui turist și aia o promovăm și nu promovăm zona aia turistică niciodată, dar atunci când vine și o piatră și cade în capul unui om, toată presa e grămadă acolo. Nu știu dacă e foarte bine, hai să nu criticăm colegii, că se supără pe noi și să revenim la prevenirea și stingerea incendiilor, pentru că mai avem 3 minute, domnule Sandu Isculescu. Și vreau să tragem niște concluzii. Ce credeți dumneavoastră că ar mai trebui să știe cetățeanul? Și vorbeam de acea de termenul de valabilitate al unui stingător. Stingător. Să. Ce să facă? Facem. Să se uite, aulul expiră stingătorul, ce mă fac? Să facem deosebire între... Dumneavoastră cumpărați o mașină și vă dă 5 ani de garanție, dar garanția nu este valabilă dacă nu schimbați anual, nu anual, la termen uleiul, filtrele, pierdeți garanția. Nu? Da. Așa și stingătorul. Este valabil 5 ani de zile dacă curodează, dacă se înțepenește percutorul, cuiul percutor, sistemul declanșator, el este în garanție, se face gratis. Dar trebuie dumneavoastră să îl verificați în fiecare an la firme autorizate și abilitate care să facă acest lucru, iar noi vom face verificarea și îi dăm pe fiecare an garanție la pulberea care o punem în el și starea de funcționare. Dumneavoastră, dacă cumpărați de pe piață un stingător, de pe orice piață, la piața liberă, trebuie să treceți cu el pe la noi, pe la o firmă autorizată, ca să-i dea autorizația necesară de funcționare pe timp de un an de zile. După care reveniți și iar schimbăm pulberea sau masa de stingere și iar vă mai dăm un an de zile dacă stingătorul corespunde din punct de vedere șir și al, că și șirul are un rol determinat aici, pentru că sunt recipienți sub presiune, șirul are niște reguli, niște prescripții tehnice pe care noi trebuie să le respectăm și avizăm sau nu stingătoarele funcție de ce ne spune prescripțiile tehnice ișir, să nu spun care. Vreau să lămurim foarte bine telespectatorii. În momentul în care a expirat perioada de valabilitate a conținutului, da, se schimbă conținutul sau se reautorizează dacă totul este în regulă, dacă nu s-a întâmplat ceva la recipient sau ceva? Sau dacă, de exemplu, am consumat, am acționat într-un incendiu? Dați-i voie laboratorului sau atelierului specializat ca să spună cuvântul în acest sens. El știe dacă schimbă pulberea și cu siguranță o schimbă, pentru că nu pot să dau eu, ca și atelier autorizat, nu pot să dau garanție pe o pulbere care a fost înainte a cui a fost înaintea mea acolo. Am înțeles. Pentru că eu răspund în fața justiției. Mai circulă și ideea aia, nu-mi dai și mie o etichetă. Da? Dă și mie o etichetă să pun și-o pe stingătorul meu. Adică capsatul dumneavoastră că o duc eu acasă și o pun pe stingătorul meu. La mașină. O dezlipesc pe aia care e și pun alta. Doamna Ora, pe cine păcălim atunci? A cui căciulă o furăm noi atunci? Când eu îi dau eticheta lui. I-am spus, nu, îți-l fac gratis. Adă-l încoace. S-ar putea să fie acu pe verde, dar pulberea să fie tasată, de la zdruncinăturile astea se tasează și nu mai scoatem afară decât gazul din el. Și pulberea nu iese afară și nu stingem incendiu. Acum văd la ce vă referiți când spuneți acu pe verde, că da, acolo pe cerculețul ăla este da. Acu pe verde, adică. Roșu e stânga, verde e la mijlocul, înseamnă domeniul de utilizare și de funcționare și roșu în dreapta. Când este în dreapta, este prea mult, când din cauza temperaturii poate să crească presiunea și atunci ne dați telefon, veniți că a crescut presiunea, sau când acul a scăzut în partea cealaltă, înseamnă că are un por, o fisură undeva, sau și a scăzut ceva presiunea și dacă apăsăm pe clapetă nu mai iese exact, nu ne ajută, praful sau nu mai face. Sau... El comportă și niște tipuri de focare. Spre exemplu, spune 121A sau B. Înseamnă că stinge un focar de 120 de kg de lemne sau 12 kg de benzină sau știu eu pe cât este făcut el. Ori dacă acul nu este la locul lui,
nu mai face treaba asta. De aceea trebuie verificat și de o firmă specializată. Am înțeles. Domnule Sandu Isculescu, eu trebuie să vă mulțumesc că timpul alocat emisiunii s-a terminat, dar o să vă mai invit pentru că sunt multe de spus și poate o să rugăm și pe domnii de la ISU, de la pompieri să vină într-o dezbatere mai largă pe viitor, când ne vom muta într-un nou studio pe care îl pregătim acum pentru telespectatori. Eu vă doresc succes, să fie un studio frumos, să fie mare, să ne simțim în largul nostru acolo și invitați-ne, haide și pe teme culturale, haide să vorbim de comunitatea românilor de la Heidelberg, de la Mannheim, din Grecia. Am adus premii pentru județul Gorj la UNESCO, am dus muzica gorjenească de la Turceni, de la Cărbunești, de la Aninoasa, de la Târgu Jiu, i-am dus peste hotare, noi gorjenii, știe lumea în Germania de ăia de la Gorj, de fiii Gorjului, știe, se vorbește foarte mult, suntem o forță. Am înființat Doina Românească la Mannheim, cu Doina Badea de la Vâlcea. Felicitări! Felicitări, trebuie să ne oprim acum, pentru că am depășit spațiul de emisie și garantat vom găsi în continuare subiecte importante și interesante pentru toți. Eu sunt fericit că ați făcut asemenea emisiune cu asemenea caracter și cu asemenea trimitere. Mulțumesc. Vă doresc succes în continuare. Doamne și dumneavoastră, bună seara, domnilor spectatori. Dragi spectatori, și eu vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere.